Ați auzit de proiectul Street Delivery? Nu. Știți ce se întâmplă? Înseamnă lucrurile. Ați auzit de proiectul Street Delivery? Cine e acela? Ați auzit de proiectul Street Delivery? Nu. Știți ce o să fie? Nu, nici nu mă interesează. Ba, dar nu m-a schimbat, da, am auzit, da, și... 14-16 iunie? Da, știu ce, pe Vasile Pogor, pe ce stau, în distinție stau, da. Cu umbrele, ceva, nu? Da. Țin știu sau au idei la ce se aștepte. Street Delivery este un concept care a fost inițiat acum 8 ani de zile în București, dintr-o nevoie acută de a recuceri o stradă care este intens circulată de mașini pentru a o da oamenilor. Așa e la plimbare mereu în fiecare zi. Mai să dai și spectacole, nu numai, nu? Da, corect. O să avem și un invitat, respectiv Silent Strike din București și Baba Dochia din Cluj. O să fie o demonstrație de graffiti. O să fie un perete foarte mare, ceva ce așa n-am mai văzut până acum. Păi, să știi că nu am mai fost pe strada aceea nicio distracție. Și acum e prima oară la Iași. Prima oară la Iași. Păi de ce o ales strada Vasile Pogor? Ca să mă deranjezi pe mine, nu? Am glumit.